Are 82 de ani și o energie debordantă. Maestrul pânzelor de Păianjen, așa cum este cunoscut Emil Mureșan, are acum propria sa galerie de artă pe care a prezentat-o în exclusivitate pentru Nova TV în cadrul emisiunii În linia întâi. Un beci situat în piața Regele Ferdinand I s-a transformat într-o veritabilă galerie cu sculpturi, tablouri din pânză de Păianjen, tablouri din flori și tot ce a realizat artistul în 6 decenii de activitate. Mă bucur în primul rând pentru că spațiul pe care l-am primit poate să fie un punct de atracție pentru turiștii medieșeni și nu numai, și pentru turiștii străini care vizitează Medeașul. Aici, de fapt, sunt expuse munca unui om de 60 de ani. 82 de ani. E munca unui om care s-a străduit să facă ceva pentru orașul Medeaș. Și acest șocan care se vede aici este de fapt începutul meu în artă, și care am primul instrument și prima masă pe care am lucrat, și acest sac de nisip pe care am lucrat și am cioplit aceste pietri de râu pe care se văd aici. Din galeria de artă nu lipsește evident pânza de Păianjen, atât în tablouri cât și în forma naturală. Aici, în prima cameră, domină de fapt pânza de Păianjen, tablouri de pânza de Păianjen. Și am vrut să arăt că aceste lucrări au fost vizitate de peste 50 de turiști din 50 de țări. Adică turiști din 50 de țări. 50 de țări, da. Pânzele de Păianjen le-am pus pentru că, dacă îi spune galeria că lucrări originale din natură și Păianjen, fantezie, am vrut să fie legată de acest Păianjen care, de fapt, mi-a dat mie materia primă.